care un individ amețit spunea, nu mai țin minte dacă nevastă mea mi-a spus să dau o bere și să fiu acasă la 10, o să dau 10 beri și să fiu acasă la 1. De ce spun asta? Nu e nimic amuzant în cazul paralimpistianului. Așa că problema în sine e foarte serioasă. În termeni tehnici, dependența de alcool este incurabilă pentru că pierderea autocontrolului este irreversibilă. Autocontrolul nu se reface, atunci singura soluție pe care o are un dependent este abstinența completă pe tot restul. Numai că lucrul ăsta care e foarte simplu, e de fapt foarte complicat pentru că e cel mai greu de asumat. Cel mai greu de înțeles și de acceptat lucru este că ești dependent sau alcoolic în altă terminologie. Evident însă că nu asta ne interesează pe noi acum, pentru că asta n-ar putea face substanța unei cărți de roman. Dacă vreți, în termeni istoriei literare, s-a spus că din școala de literatură Mihail Eminescu au ieșit exact atâția scriitori cât intrase. Ce vreau să spun prin asta? Cristian Fulaș ar fi putut scrie pe orice altă temă la fel de bine. Pentru că romanul nu se lasă din mână și aici o spun într-un sens și cu o conotație strict tehnică. M-a impresionat o grămadă de o recuzită narrativă extrem de bogată. De pildă, e foarte greu de obținut omniștiența narrativă atunci când ai focalizare internă. E un roman în focalizare internă, e un roman la persoana întâi, e lumea văzută prin ochii acestui personaj pe care nu știm cum îl cheamă, care e un fel de om fără însușiri. Știu din bucătăria autorului că îi place Robert Musil și nu îmi surprinde. Și cu toate astea, impresia, tot timpul, nu doar la finalul lecturii, este de omniștiență. El vede dinăuntru problema, dar o vede cumva și de deasă. O doză foarte mare de ironie și de detașare. Nu înseamnă că e sumbru tot timpul, deși tonalitatea e destul de întunecată.